bine, mai ales cei care apar în sate, în teritorii, în raioane, în regiuni, ceea ce eu și colegii noștri fac permanent, soluționând foarte multe probleme de nivel local și nu doar. Noi am vrut cu toate acestea să votăm guvernul doamnei Gavriliță, propus de Partidul PAS, nu din cauza, sincer vă spun, că avem încredere că aceste probleme o să fie soluționate sau dumneavoastră aveți aceste soluții, nu în sensul rău, dar pentru că noi suntem în situația proastă. Țara noastră este în situația foarte proastă și aici suntem de acord cu doamna Gavriliță. Nu știu dacă o să aveți putere, o să aveți instrumente, o să aveți finanțe, o să aveți competența și posibilități, iarăși fără critică, ca să ieșim din această criză în care noi suntem. Și vă spun acest lucru cu profundă îngrijorare și preocupare ce o să facem mai departe, cei care vrem să trăim aici, în țara noastră. Noi am spus că vom fi o poziție constructivă, vom avea poziția constructivă și nu am venit în Parlament pentru show-uri și să fim opoziție de dragul opoziției și să vorbim doar bine și frumos și să utilizăm această tribună Parlamentului. Noi am spus că vrem să aducem beneficii cetățenilor noștri și să demonstrăm celor care ne-au votat, celor 90.000 de concetățeni, aproape 90.000, că noi putem să îmbunătățim condițiile de trai, așa cum am făcut, în aproape 100 de localități, începând cu orașul Orhei, care într-adevăr este cea mai dezvoltată localitate datorită străduinței domnului Ilan Șor și a echipei noastre. Dar când noi am auzit aceste speculații, aceste interpretări că cineva nu are nevoie de voturile noastre, eu cred că în primul rând această adresare din partea doamnei Gavriliță a fost cetățenilor noștri. 90.000 de cetățeni care au votat partidul politic Șor nu sunt probabil invitați în Parlament, ori probabil nu o să fie niciodată auziți, ori în sensul acesta a fost vociferată poziția că doamna Natalia Gavriliță și alți miniștri, cu toată stima și respect, probabil nu o să fie prim-ministru și miniștri pentru acești cetățeni. Eu sper că așa nu o să fie și vom lupta și pentru drepturile lor și pentru drepturile tuturor cetățenilor, pentru că noi, spre deosebire de dumneavoastră, doamna Natalia, stimată doamna Natalia, am venit pentru toată țara și pentru toată Republica Moldova, să lucrăm pentru toți. Și nu cred că cineva în această sală poate să fie înjosită sau umilită. Suntem deputați cu drepturi depline și avem toate drepturile să vorbim, să votăm, ori să nu votăm și de fiecare dată să nu fie speculate aceste noțiuni. Noi nu știm dacă semnalele de astăzi și ploaie și ceea ce s-a întâmplat cu cuptor în Parlament sunt semne bune sau semne rele. Dumneavoastră o să vedeți. Dar cu toate acestea vreau să vă spun că fracțiunea Partidului Șor vă dorește succese. Noi nu vom vota pentru dumneavoastră și pentru cabinetul dumneavoastră de miniștri, deși trebuie să recunoaștem că în garnitura propusă de dumneavoastră și de Partidul PAS sunt mulți profesioniști și oamenii de treabă care, într-adevăr, au competență și sperăm că o să vă meargă. Dar atitudinea dumneavoastră nu ne lese altă poziție decât cea care a fost vociferată astăzi de noi înainte ședinții. Noi, într-adevăr, ne dorim și, într-adevăr, sperăm că politica noastră cândva se va schimba. Și dacă dumneavoastră și partidul PAS, care v-a propus, totuși este promotorul ideilor democratice, europene, stilului acesta de viață, vă rugăm să aveți respect față de toți concetățenii Republicii Moldova. Apropo, în afară de deputat, sunt și eu cetățeanul Republicii Moldova, care am fost născută aici și cred că nu trebuie să primesc astfel de adresări destul de neplăcute nici din partea dumneavoastră, nici de partea
altor funcționari, la fel ca și eu mă oblig și încerc să fiu corectă și noi să fim corecți față de toți. Să știți că noi întotdeauna o să fim gata să susținem toate legile bune și toate propunerile care o să vină din partea guvernului dumneavoastră și o să avem oricum poziția constructivă, chiar dacă noi nu am simțit-o în acest Parlament care este deținut în majoritate de partidul PAS, aveți și președintele țării, aveți și guvernul, cred că în câteva minute. Noi sperăm din tot suflet și sincer vă spun acest lucru, că o să puteți să rezolvați măcar 10% sau să faceți 10% din ceea ce dumneavoastră ați spus astăzi de la tribuna Parlamentului. Dacă o să fie nevoie de experiența noastră, de competența noastră și de ajutorul nostru în sensul legilor buni sau votării acestor legi, noi întotdeauna o să facem acest lucru. Aș putea să critic și pe dumneavoastră și pe toți, la fel ca și dumneavoastră, pe mine și pe noi toți. Nu cred că este sensul să facem acest lucru. Noi vom continua să mergem pe poziție că toate procedurile să treacă cât mai repede, dar dumneavoastră, cred că o să ne înțelegeți. Noi trebuie să ne expunem, noi trebuie să evităm toate speculațiile și să explicăm alegătorilor noștri de ce noi totuși am luat decizia să nu vă votăm guvernul dumneavoastră. Dar cred că din partea celor 90.000 de cetățeni pot astăzi să-mi permit să vă urez succese și sperăm că dumneavoastră, într-adevăr, o să aveți responsabilitate profundă și foarte serioasă față de toate promisiunile care au fost date și în campanie electorală și de la tribuna Parlamentului. Încă o dată anunțăm că fracțiunea Partidului Șor nu va vota guvernul doamnei Gavriliță din motive care au fost expuse. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Doar vreau să rog vorbitorii deputați să ne încadrăm în timpul mai rezervat pentru luare de cuvânt. În continuare, vreau să-l invit pe domnul deputat Oleg Reidman, 5 minute la tribuna centrală. Vă rog. Mersi mult. Eu mă adresez la colegi în limba rusă, dacă noi discutăm problemele esențiale care nu depinde care limbi noi utilizăm. Мы все хотим добра нашей стране, мы все хотим добра Молдове. Тем не менее, мы рассматриваем сегодня документ, это лоция, по которой должно идти правительство в, так сказать, бушующем море нашего кризиса. Это лоция. Но эта лоция должна показать, куда мы придем. Никакая мощность будет у двигателя и куда будет переложен руль. Куда мы придем? К сожалению, состав правительства отразился на содержании нашей вот этой предложенной нам программы. Очень напоминает рапорты организации нон-гувернаментали, где используется государственная статистика, выводы заказные, рекомендации неконкретные и не всегда применяемые. Логика программы должна быть либо от частного к общему, либо от общего к частному, но связь между ними должна быть обязательна. Как должна выглядеть Молдова в результате реализации этой программы? Этого нету здесь. Какой будет у нас валовый внутренний продукт per capita, какова будет структура ВВП по источникам, по направлениям использования? Что будет с нашим населением, с его здоровьем, образованием, доходами по квинтилям и разрывы между этими квинтилями? Что будет с нашей инфраструктурой? Обещаний здесь много. 300 километров туда, 200 километров сюда, 1200 километров сюда. Господа, это должна быть комплексная программа. Какие мощности дорожного строительства существуют в Молдове сегодня? Кто знает? Никто.
Какие мощности, какие источники инертных материалов, щебня, песка и так далее, где они возьмутся на эти обещания за 4 года? Значит, нужно развитие этой, этого сектора. Этого мы ничего не видим, ибо это вызывает сомнения у нас. Это очень напоминает предвыборную агитацию и обещания. Доступность, ну, будет мой коллега, наверное, еще выступать. Лекарства, вот говорят все, дорогие, дорогие, это правда, дорогие. Но посмотрите в соглашение об ассоциации и в закон, который принимали вот здесь, вот в этом зале, где мы бились, так сказать, смертельно. Там написано, Big Pharma это пролоббировала, что только оригинальные препараты через некоторое время. По-моему, осталось 2 года до внедрения этой нормы закона. Никаких дженериков, а это значит в 3-4 раза удорожание лекарств. Уважаемые господа, много деталей, которые могут быть подвергнуты анализу, критике, вопросам, по крайней мере, да, их всех за 5 минут не скажешь. Ну вот, например, асигурали акчесу ласервичи публичи электроничи пентру сути депроченти ден популация актива ацерий. Почему только для активного населения? Хотя в этом нуждаются больше люди с меньшими возможностями, чем активное население. Политические экстерни. Записано в программе много приоритетов, много разносторонних по всему миру. Вроде бы как попахивает интеграционной открытостью, да? Однако кандидат на должность министра иностранных дел недавним своем интервью объявил только 2 – НАТО и Евросоюз. Вы в одной команде, господа, или нет? И тут у меня возникает вопрос. Мы знакомы с, ну, так сказать, не близко, но все-таки знакомы по делам с госпожой Гаврилицей не один год. И ее первый опыт в государственной службе был как раз координирование политик разных ведомств для достижения целей программы Молдова РМУЕ, которую мы благополучно тогда выполнили. Вы смотрели, госпожа Гаврилица, вы координировали, вы связали, вы сшили это. Или то, что вам дали с опытом ОНЖ-шным ваши будущие коллеги, то вы сюда и предложили. Мне кажется, что если бы нам дали возможность, предоставили такую возможность, выглядело бы лучше. А так она, к сожалению, не смотрится. Спасибо. Mulțumesc, domnule deputat. Următorul vorbitor pe care îl invit la tribuna centrală, domnul Adnan Stalco. 5 minute, vă rog. Уважаемые коллеги, уважаемые граждане Республики Молдова, которые нас смотрят сейчас в прямом эфире. Сначала несколько моментов, на мой взгляд, концептуально важных. Сегодня с этой трибуны звучало очень много предвыборных вещей. Кстати, программа президента предвыборная, которая была, программа партии ПАС предвыборная, которая была, и программа правительства, которая сегодня была представлена, они все отличаются друг от друга. Вот, как будто писали разные эксперты этой программы. Это первое. Невооруженным взглядом видно. И даже обещания разные. Где-то пенсия 15%, где-то 10%, теперь уже 2000 лей. Теперь 2000 лей, но не для всех. Может быть, посмотрим, откуда деньги возьмем и так далее. Но об этом чуть попозже. Следующий важный момент. Многие господа из ложи правительства также были во власти на разных позициях, но они руководили этой страной. Даже голосовали за многие миллиарды и миллиарды леев. И мы все об этом помним, и есть документальное подтверждение. Поэтому, когда вы пытаетесь сделать диагностику или сканирование системы здравоохранения, социальной системы, экономики, других сфер, то вы в зеркало немножко тоже надо посмотреть. Я думаю, это будет как минимум справедливо и честно по отношению к гражданам нашим. Но, тем не менее, в программе на сегодняшний день, по-моему, не отражены института семьи. Вообще нету.
есть стандартный набор инструментов, которые переходят из бюджета в бюджет. Помощь увеличим, посмотрим, индексируем. Но концептуальной программы нету. Нету на сегодняшний день такого инструмента, как семейного капитала. У нас этот проект закона уже в законодательной процедуре есть. Поэтому, уважаемая комиссия наша профильная по здравоохранению и соцзащите, давайте вернемся к этому вопросу и в ближайшее время продвинем его. Это, кстати, будет лакмусовой бумажкой ваших намерений. Истинных, либо неистинных. Нет, не прописано, что такое традиционные ценности наши молдавские. Нету пропаганды семьи как таковой, а это очень важно. Без этого куда мы пойдем? Этого нету. И многие другие вопросы отсутствуют. Очень важный момент касается разрекламированных пенсионеров. Но нам не ответили первые, откуда мы возьмем деньги. Ладно, срежем, даст за границу, опять лезем в долги. Допустим. Но нам не ответили, кто получит эти 2000 лей? Никто не ответил на этот вопрос. Несколько вопросов, по-моему, задавались сегодня в этом зале. Не сказали, сколько людей получат, а мы знаем, сколько получат, и мы знаем, сколько не получат. Но мы подождем немножко, посмотрим. А ведь 2000 лей будет далеко не всем, даже половине пенсионеров, у которых нет 2000 лей. Я не говорю о получателях социальных пособий и других вопросов. Ведь никто не говорит о том, что если человек будет получать 2000 лей, то единоразовая помощь 90-180 лей у него сразу аннулируется, он меньше получит. Об этом тоже мы молчим. И молчим о том, что вы это собираетесь сделать после индексации, которую, кстати, вы же хотели в начале года ей отменить. И благодаря нам она сохранилась почти 4%. Об этом тоже надо говорить. И об этом мы детально еще поговорим, коллеги. Оплата труда. Очень хорошо, что наконец-то в этом зале прозвучал момент о оплате труда техническому персоналу. Это после нашего брифинга на днях. Вы задумались. Кстати, у нас проект готов уже, он подготовлен не правительством, а профессионалами, но тем не менее вам надо будет, наверное, тоже это поддержать. Опять же, лакмусовая бумажка. Важный вопрос. Вот у нас система здравоохранения. Мы все время критикуем, все время говорим, как все плохо, одни мы лучшие, и что-то попытаемся сделать. Мы за год во власти попытались сделать, увеличили на миллиарды леев финансирование системы здравоохранения, на миллиарды леев. И это большой показатель. Мы, в отличие от многих говорунов, реально повысили заработную плату медикам на 60%. Да, не доработали вопрос по техперсоналу, но у нас есть проект. Коллеги, давайте вернемся к этому проекту. Благодаря роспуску парламента, мы знаем кем и когда, мы не смогли вернуться к этому проекту и не смогли проголосовать, и это очень важно. Это будет лакмусовой бумажкой. Не показано в программе вот такой глобальной вещи, как реабилитация постковид. У нас сегодня все ищут, где бы подлечиться после тяжелой болезни, этого нет. Программа это не отражает на сегодняшний день. Нет вопросов предупреждения и профилактики заболеваний. Написано «здоровый образ жизни», но все так абстрактно, как в отчетах каких-то. По поводу компенсированных медикаментов. Они будут всем. Вы когда это говорите, вы подумайте о примере пенсий. Это же нереально. Это же сложно будет. Зачем врать с самого начала? Я прошу прощения. 30 секунд. Целого минуты. Да. По поводу медикаментов, отсутствия дороговизны и так далее и тому подобное. Вот господин Ринман начал. Я не хотел об этом говорить. Но, уважаемые коллеги, мы год, даже больше об этом говорим. Если мы и имеем ассоциацию с Евросоюзом, давайте мы будем зеленым светом регистрировать медикаменты, которые в Европейском Союзе и FDA в Штатах. Ведь это все процедуры пройдут легче. Но ведь никто этого не делает. Видимо, кому-то это неинтересно. И об этом также нет. Медоборудование. Вы о монополиях говорите. Но ваши коллеги до этого в европейских правительствах ввели монополию на медизделия и медоборудование. Тогда, когда у нас зеленый свет только с маркировкой Евросоюза. А ведь великолепное оборудование с Российской Федерации, с СНГ. Десять секунд, Иванов. Уважаемые коллеги, критиковать можно много, недостатков много, но тем не менее, мы всегда будем смотреть за тем, что вы делаете, точнее не делаете, как вы выполняете свои обещания или не выполняете их, хитрите или нет. И мы обязательно все это будем напоминать и показывать гражданам о правдивости или неправдивости ваших заявлений. Спасибо большое. Stimați colegi, următorul vorbitor, deputatul pe care l-am invitat la tribună, domnul Voronin.
De ce așteptat? Moldovenii spun că când te pornești la un drum și plouă, o să-ți margă. Așa este la moldoveni, da? Noi dorim să acest guvern să fie împlinit. Tot ce ați vorbit și ați programat și multe altele, pentru că este imposibil într-un program cât de voluminos n-ar fi ca să aduni toate problemele. Mai mult atât, fiecare zi înaintează în fața noastră alte probleme și alte programe. Ai făcut ceva, a apărut altceva, cerințe, de că să faci mai departe, mai mult și mai bine. Așa să fie și în timpul activității dumneavoastră. Eu, din start, vă doresc succes, pentru că succesul dumneavoastră este succesul întregii țări și așa și așteaptă narodul la noi. Eu nu vreau să intru în detaliu, mă opresc numai la o singură problemă, care ține de prețuri. Eu am dorit să aflu câte organizații, câte agenții, câte, începând la Curtea de Conturi, de la prietenul meu, Marian Lupu, da? Câte sunt cei care controlează. Și n-am găsit nici la unul din ei, am găsit 14 sau 16, eu știu o numără până la 20, dar am găsit numai 14 sau 16, care se ocupă iacobă cu controlul. Și n-am găsit la nimeni din ei funcții de control a prețurilor. Cine controlează? Nu că controlează, dar să mă explic așa, europenește. Cine răspunde de prețuri? Cine monitorizează cum se alcătuiesc aceste prețuri? Începând, dacă din import, începând de la taxele vamale, tot ce ține de introducere producției în țară. Dacă e autohton, începând așa, cum se creează aceste prețuri de la pâinea noastră de toată ziua, la toate aceste lucruri. Și dumneavoastră, că se majora cu 2.000, se majora cu 10.000, cu 20.000, dacă nu o să fie control riguros asupra prețurilor, nu o să hotărască nimic. Oamenii cum sunt sărași, așa și o să fie. Rezervele de stat, tot ce se formează? Se balansează într-un fel oricare prețul la cele mai importante produse, începând de la pâine, iarăși. Uitați-vă ce se primește. Floarea soarelui răsărită, cum îi spunem noi, o luăm și o încărcăm, dragă doamne, avem portul Jujulești, pe vapoare și o trimitem nu știu unde și nu știu cui. Și a doua zi în magazin, sticla de ulei care de jumătate de litru, prețul crește cu 8 lei imediat la o sticlă. 8 lei imediat la o sticlă și nimeni nu are atitudine față de chestia asta. Și așa la orice ce e produs, și așa la orice material de construcție. Un simplu sicator, cum se numește sicator în moldovenește, care taie crejele la viță de vie, care... Un singur sicator, un simplu sicator, costă de 5 ori mai mult decât în Cehia. Medicamente, vorbiți azi de medicamente și asta într-adevăr e important, pentru că asta e sănătatea omului, dacă la timp noi ne folosim de aceste medicamente. Medicamentele noi de 2,2 ori mai scumpe decât în Germania. Comparați nivelul de trai a nemților și a nostru și vedeți la ce preț am ajuns noi. Deși pentru că firmele acestea fac și vor ei prețurile care le trebuie lor. Și în spatele lor sunt oameni sau au fost oameni din conducerea țării, de multe alte instituții. Dacă noi am proteja pe acești comerțanți care se îmbogățesc nu din muncă, eu înțeleg, ai adus, ai făcut abarot, ai vândut, ai adus iarăși, iar abarot, iarăși ai vândut, ai un procent oricare, o marjă oricare și tu ai un venit. Dar dacă tu faci aceste lucruri prin majorarea prețurilor, asta iarăși e crimă. Asta iar și crim. Dar cei care îi protejează, aceștia sunt corupții, pentru că ei lor îi plătesc bani. Indiferent unde se află el, în minister sau în agenție sau în instituție, nu știu unde se află el. Deci dacă noi nu o să luăm în atenție prețurile, cât de
mult nu s-ar vorbi despre majorarea salariilor, despre toate aceste lucruri, noi n-am să ajungem nici la un final normal și nu o să simtă oamenii când țara este guvernare, când țara este parlament, când țara cineva are grijă de cetățenii țării. Eu doresc succes. Vă doresc mult succes și o să ne mai întâlnim mai des în parlament. Vă mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Bătrâncea, din partea fracțiunii. 7 minute, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați candidați. Evident că încă nu avem materie ca să discutăm, ca să criticăm, ca să venim cu opinie, de aceea că guvernul abia intră în funcție. Și am impresia că colegii încă nu-și dau seama ce povară îi revine, ce responsabilitate în situația când Republica Moldova se află deja tradițional în criză economică, socială, de care doriți. Dar totodată de aceea eu aș prefera să avem abordare din partea viitorului guvern un pic mai puțin emotivă, mai puțin declarativă, de aceea că am avut neatenție să fac cunoștință cu programul guvernului, nu am găsit cifre, nu am găsit multe detalii și am toată impresia că iar asistăm la o prezentare a platformei electorale. Dar diferența este, stimați colegi, viitorul guvern, diferența este că deja nu suntem în campanie electorală și deja dumneavoastră urmează, ca fiind executiv în Republica Moldova, să prezentați soluțiile, să prezentați cifrele. Ca de exemplu, dacă e să vorbim de economie, de unde generăm bani pentru promisiuni generoase care s-au dat la alegeri. Da, dumneavoastră aveți dreptul moral și juridic să luați acest guvern, de aceea că cetățenii v-au încredințat votul și aceasta este urmarea promisiunilor generoase. Dar programul unui executiv ar trebui să fie mult mai concret. De unde luăm bani, cum majorăm veniturile bugetare și cum acești bani le folosim în interesul țării. Cu părere de rău, prea multe declarații, știți, stimați colegi, am avut impresie atunci când la prezentare fiecărui capitol și fiecărui ministru burnăi продължающие aplaudismente, ca на 20-м съезде КПСС. Mie îmi pare că trebuie să trecem deja la lucru, să fim mai puțini, da, emotiv, să fim un pic mai concentrați la ceea ce propunem și ceea ce declarăm. Componența guvernului. Dragi colegi, probabil că trebuie să fim mai modești la partajarea funcțiilor, că este primul guvern în istoria Republicii Moldova care propune 4 vicepremministri. Probabil că ține de politică de cadre internă, probabil că trebuia de mulțumit mai mulți participanți în proces, dar, colegi, în situație de criză, în situație când trebuie să folosim eficient fiecare leu, în situația când trebuie să destinăm și mai mulți bani vaccinurilor și reabilitării post-COVID, mie îmi pare că ar fi cel puțin oportun să facem și anumite economii din cheltuielile administrative. Din contră, noi majorăm aceste economii, aceste cheltuieli bugetare, introducând 4 vicepremministri. 2. Majorarea numărului ministerilor. Eu nu vreau să fac aici populism pe seama majorării, evident că... Dar, apropo, în argumentarea dumneavoastră nu ați vorbit că fiecare minister trebuie să aibă o anumită identitate, cei din sănătate să conducă sănătate, și mai departe. Ați zis că cineva lua decizii netransparente anterior. Păi eu nu văd nimic comun între luarea deciziilor noapte, în club de noapte, cum s-a exprimat doamna Gavriliță, și calitate de lucru a ministerilor. Dumneavoastră mai mult s-ați activat în diferite perioade, în diferite ministerii. Și știți mai bine situația în acestea. Dar în situația când, iarăși trebuie să facem economii, în situația când vă propuneți și aveți experiență în optimizarea cheltuielilor bugetare, în optimizarea școlilor, punctelor medicale. Deci să închizi o școală în sat, face economii de 50-100 de mii de lei. Dar cât costă să creezi niște ministerii noi? 2. Stimați colegi, noi suntem în luna august. Dacă creați ministerul noi, cine va executa bugetul? Și cine va duce răspunderea pentru administrarea banilor bugetari? Dumneavoastră puteți să ne miriți într-o situație juridică foarte jenantă și în situație când va fi foarte greu de realizat bugetul, de executat acesta. Sunt o sumenie de întrebări. Ar fi mult mai oportun
temporar, provizoriu, luăm această componență, nu ne trebuie 4 viceprim-ministri și revenim în luna ianuarie cu alte scheme de organizare, structura guvernului. În fine, călcați pe greblă care va avea un efect neplăcut pentru dumneavoastră. Revin la economie. De unde generăm veniturile bugetare ca să putem realiza promisiunile electorale? Stimați colegi, noi suntem gata, noi nu suntem în opoziție, noi suntem în opoziție față de un partid politic, este și firesc, vom fi opoziție proactivă, competentă, dar totodată noi nu suntem în opoziție față de poporul Republicii Moldova. Și noi vom vota mai multe inițiative importante, că ele vin în susținerea cetățeanului. Însă, eu am fost foarte atent ca să găsesc ceva nou și pentru mine în proiectele economice. Stimați colegi, nu vă supărați, nu am găsit nicio cifră și nimic captivant, nimic novatoric, nimic revoluționar din punct de vedere economic. În schimb, stimați colegi, am lăsat hârtie în prezidiu, în economie dumneavoastră nu ați găsit nimic altceva decât la capitolul administrării întreprinderilor de stat să introduceți privatizarea. Mie îmi pare că cuvântul privatizare trebuie uitat pentru o bună perioadă de timp. Nu, iarăși revenim la privatizări. Totodată, stimați colegi, vă apreciez eforturile politice și rezultatul care l-ați obținut. Însă dumneavoastră ați vorbit foarte frumos și convingător în campania electorală, inclusiv și despre hoții și scheme. Dar foarte abil nu ați vorbit despre aeroportul, nu ați vorbit despre întoarcerea portului Giurgiulești, nu ați vorbit despre, nu mai vorbesc de stadionul Republican, de subiecte și mai importante, și atunci când v-ați referit foarte biletristic frumos la furtul miliardului, nu ați vorbit despre scoaterea acestor miliarde de pe povara bugetului public național, că v-ați referit la câți bani câștigă cetățean. Dar eu pot să vă spun că dacă eliberăm bugetul de această povară, noi din banii ăștia putem construi și drumuri, putem măjura și pensii și salarii. Dumneavoastră intenționat și abil nu ați atins aceste subiecte sensibile. Că dumneavoastră deja înțelegeți că sunteți o guvernare și de aceea că nu doriți să asumați o răspundere declarând ceva în fața Parlamentului. Însă nici aeroport, nici portul Giurgiulești, nici furtul bancar, nimic concret nu am sesizat. Cu părere de rău, același lucru se referă și la privatizări și cu părere de rău văd că privatizările iarăși sunt incluse în programul guvernului. Ce ține de social, deja colegii mei s-au referit. Și la cele 2000 de lei pentru pensionari, care deja am înțeles că vor primi numai cei pensionari care și așa au ani de stagiu, dar cei care au ani de stagiu și așa primesc o pensie cât de cât. Dar pentru acei care nu au ani de stagiu, va fi aplicat un algoritm reșind din acele 2000 de lei. 10 secunde, vă rog. Oricum, nu vă doresc succes ca să fac reveransuri politice sau ceva. Noi înțelegem foarte bine că dacă veți avea rezultate, asta va fi și rezultatul la cei 101 deputați votați de oameni. Dar eu vă chem totuși să vă coborâți pe pământ, mai puține declarații și mai multe acțiuni. Și dacă vom vedea acțiuni, idei sănătoase, noi vom susține, evident, aceste inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat. În continuare, îl invit la tribuna centrală pe domnul Lean Carp. 5 minute, vă rog. În calitate de deputat. Stimați colegi, stimați cetățeni, uneori așa, când văd discursurile astea cu pafos, câteodată mi-aduce aminte un profesor de la universitate, Dumnezeu să ierte, domnul Certan, care vrea să dea greutate, știți, situații și povestea despre Revoluția franceză din 1848 și începea că nori negri s-a bătut asupra Franței, boala cartofului, da, bântuia Europa. Cam așa și aici văd. Deci nu, bine, bine, nu a început, adică să-și prezinte propriu-zis programul electoral guvernul, dar eu vreau să spun care sunt așteptările la acest guvern. Așteptările sunt foarte mari la acest guvern, fiindcă situația s-a complicat și nu cu mânuța altora această situație. Și vorbind de așteptări pe fiecare domeniu separat, mari așteptări sunt de la guvernul justiției, fiindcă lumea vrea dreptate. Asta este cea mai mare așteptare pe care o are populația Republicii Moldova.
Lumea vrea dreptate. Lumea nu mai vrea ca unii care primesc chipurile doar 15.000 de lei sau 14.000 de lei, care este salariul unui deputat, dar să meargă giftuit cu bani din Bahamas, cu bani hrăniți din culioc, cu bani hrăniți din scheme. Lumea își dorește dreptate în primul rând. De aceea, domnul Litvinenko, așteptările sunt foarte mari în acest domeniu. Așteptările sunt foarte mari și în ce privește construcția infrastructurii. Fiindcă am avut așa numite programuri, drumuri bune pe care le-a luat apa la vale și pot să vă dau câteva sate, unde numai pur și simplu parcă a fost dat, prima dată am văzut covor asfaltic, da? A fost așa așezat, a fost ploaia, s-au dus la vale, a trecut campania electorală. De aceea, noi dorim să construim chiar drumuri bune. Drumuri care să stea 10-20 de ani de zile fără a fi luate la vale de către apă, sau să băgăm 100 de milioane într-un drum și să mergi acolo cu barca, da, să mergi și nu cu mașină când dă o ploaie, să fie făcute exact scurgeri, să fie făcute exact bazine de captare și așa mai departe. Asta ne dorim și aceea, domnul Spână, iarăși o să trebuiască să monitorizați foarte bine ca să avem cu adevărat drumuri bune, deci Republica Moldova. Oamenii își doresc drumuri, sau drumuri bune, dar pe lângă drumuri bune, oamenii își doresc asistență socială adecvată, să nu stea în rând. Și în acest scop, când cineva spune că aveți 4 tocmai prim viceministri, eu vreau să spun că prin instituirea unui viceprim-ministru pentru digitalizare, obiectivul este ca să nu mai existe atâția funcționari prin contact direct, să stăie oameni în rând cu zeci de zile sau ore, dar să poată, printr-un singur, să așezându-se în fața calculatorului, să-și poată deci rezolva deci o problemă. Da? Și de aceea noi avem de câștigat prin instituirea acestei funcții. Oamenii își doresc de la Ministrul Agriculturii politice în ceea ce privește construcția sistemelor de irigație, nu să fure la Ștefan Vodă cum căra unul și cealaltă fier uzat și cineva îi acoperea, lasă băietul asigur majoritatea și lasă-l să fure, lasă-l să ducă la Ștefan Vodă trubile, țăvile și cum fel de fel de metal vechi, băieți încărcat, dușesc, deși nu. Oamenii au așteptări de la Ministerul Afacerilor Interne și în special de la Poliția de Frontieră să oprească contrabanda cu țigări, care în special vine din stânga Nistrului și mai departe se duce în Europa, cu spirit și cu alte multe lucruri care sunt acolo. Astea sunt așteptările. Dar cine a construit toate schemele astea ani de zile? Așa, rând pe rând, rând pe rând, transmise și iar rând pe rând, transmise. Da, și de la Nichifor Ciucă de-ați acoperit, pe Andronache și alți clienți care au fost a voștri, nu au fost altcuiva. Sau vreți să vă spunem și în ce condiții? Nu vreți să spuneți și asta? Și în ceea ce privește Ministerul Culturii. La Ministerul Culturii, deci toată lumea din domeniul culturii își dorește să nu aibă o anexă, deci a Ministerului Educației, pentru că Ministerul Culturii nu înseamnă doar concerte, da, în aer liber și filme. Ministerul Culturii înseamnă protecția patrimoniului, care cumva unii zi de zi încearcă să-l ignore, pentru că noi avem foarte multe monumente care trebuie, sau patrimoniu cultural care trebuie să-l scoatem în evidență. Deci eu doar în domeniul în care activez sau care cercetez, sunt peste 48 de mănăstiri rupestre care stau și nimeni nu știu de ele, doar de 6. Dar avem pe teritoriul Republicii Moldova 48. Cine știe de ele? Nu sunt valorificate în acest sens, da? Pentru că se poți face o rută turistică. Iar asta înseamnă de la sine atrage multe alte, asta înseamnă infrastructură turistică, asta înseamnă deci cineva să construiască, să presteze servicii pentru alimentație, asta înseamnă locuri de muncă, dacă toate aceste lucruri sunt făcute cu cap, dacă aceste lucruri sunt făcute profesionist. Dar pentru asta ai nevoie de un Minister al Culturii care să-și dorească să facă acest lucru. 10 secunde, vă rog. Deci, în final, hai să avem încredere în acești oameni cu experiența pe care ei o au de ani de zile în domenii, în domeniul care a activat, indiferent că a fost asociativ sau a fost în instituții de stat, și înainte de a prinde chibritul pentru a da foc pe rug, hai cumva să punem umărul și să dăm o mână de ajutor. Mersi mult! Mulțumesc, domnul deputat!
Invit la tribuna centrală pe doamna deputat Liliana Nicolaescu Onofrei. Cinci minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi deputați, stimați membrii desemnați ai guvernului, eu astăzi aș vrea să vin cu un mesaj diferit, nu cu un mesaj de analiză a programului guvernului, pentru că am pus umărul la crearea lui, îl cunoaștem foarte bine. Nu cu un mesaj care să zică că analiza și lectura unui program al guvernului este o neatenție. Eu vreau să vin cu un mesaj pentru toți cetățenii Republicii Moldova care ne ascultă acum, pentru că noi de aproape 30 de ani cred că avem un cuvânt cheie, un cuvânt cheie pe care îl tot repetăm și vorbim despre schimbare. Cred că am ajuns într-un moment crucial de schimbare în care fiecare cetățean, fiecare dintre noi, oriunde s-ar afla, în orice localitate a țării, în orice instituție din această țară, trebuie să pună umărul la schimbare. A zis domnul Carp, trebuie să punem umărul. Fiecare instituție, începând de la cea mai mică grădiniță și până la cea mai mare companie din această țară, începând de la toți cei care activează în cele mai îndepărtate primării și până la guvern și parlament, trebuie să înceapă a funcționa ca niște orchestre de excepție, ca niște orchestre de performanță. Noi avem acum o partitură de calitate, programul guvernului Gavriliță, în care sunt trasate foarte clar lucruri esențiale care trebuie schimbate pe fiecare domeniu. Și este foarte clar că noi toți trebuie să punem umărul pentru ca aceste schimbări să se întâmple și să ajungem aici, acasă, în Republica Moldova, la o situație în care fiecare cetățean să poată să ajungă la maximul potențial pe care îl are aici, acasă, așa cum este stipulat în program, în scopul central al acestui program. Noi avem oameni de calitate, avem guvernul propus de Natalia Gavriliță, oameni foarte bine pregătiți, care dau tonul. Aș vrea să adresez rugămintea către toată lumea, trebuie să punem umărul. Iar celor care nu doresc să pună umărul sau și mai mult doresc să pună piedici, eu cred că este cazul să le spunem. Partitura dumneavoastră s-a învechit, a expirat. De aceea este cazul să sprijinim o schimbare reală și dacă nu vreți să punem umărul, vă spunem, punem punct. Dar mai bine, haideți să punem umărul cu toții. Vă mulțumesc frumos. În continuare, invit la tribuna centrală pe doamna Stamate Olesea. Vă mulțumesc, domn președinte. Stimați colegi, deputați, stimați candidați la funcția de membri ai guvernului. Am ascultat cu toții atent discursul doamnei candidat desemnat la funcția de prim-ministru. Dumneaei a punctat foarte bine problemele serioase cu care se confruntă țara noastră. Poate nu sunt toate, dar sunt cele mai importante. Și aceste probleme, din păcate, nu au fost rezolvate de guvernările anterioare. Mai rău, ele s-au aprofundat. Am devenit cunoscuți în plan internațional nu pentru justiția de calitate. Am devenit cunoscuți pentru numărul miliardelor furate sau tranzitate
prin țara noastră. Stimați colegii, eu sunt ferm convinsă că rădăcina sau cauza majorității problemelor punctate de doamna candidat reies sau rezidă în ineficiența și corupția din sistemul justiției. Fără o justiție independentă, cu adevărat independentă, fără procurori și judecători onești, integri și profesioniști, nu avem nici o șansă să facem ordine în toate celelalte domenii. Educație, medicină, achiziții publice, ceea ce înseamnă infrastructură de calitate, nu putem crește nici pensii, nici salarii. Programul propus de doamna candidat sau viziunea despre reforma justiției din programul propus de doamna candidat rezonează perfect cu viziunea pe care o am eu și ceilalți colegi din Partidul Acțiune și Solidaritate în ceea ce ține de reforma justiției. Este foarte clar că reforma justiției și combaterea corupției este prioritatea numărul 1 a viitorului guvern. Și eu am încrederea că echipa propusă va face față acestei provocări dificile, complexe, să reformeze justiția. Iar noi de aici, din Parlament, vă vom susține. Cu acestea vreau să închei discursul meu, să vă doresc succes și Doamne ajută! Mulțumesc, doamna deputat. În continuare, permiteți-mi să-l invit la tribuna centrală pe domnul Dan Perciun. 5 minute. Bună ziua, oameni buni! La lansarea în campanie a Partidului Acțiune și Solidaritate, constatam că trăim într-o Moldova sărăciei, a deznădejdii, a salariilor mici, a pensiilor minime, a oamenilor cu dizabilități abandonați de stat și societate. Constatam că în lupta pentru supraviețuire, într-un stat în ruine, într-un stat dominat de corupție, cu mătrism, unde valorile au fost date la o parte, iar banul a ajuns să rezolve orice întrebare, această luptă a lăsat urme adânci în sufletele și în inimile noastre. Am ajuns pe bună dreptate ca și societate să ne întrebăm dacă cuvinte precum solidaritate, echitate, egalitate, cum se cădenie, omenie, mai însemnau ceva. După votul oamenilor din 11 iulie, ne revine misiunea să reabilităm aceste noțiuni, să demonstrăm că dreptatea și solidaritatea nu sunt doar vorbe în vânt. Nouă ne revine misiunea să punem la temelia societății din mâine și să adoptăm măsuri concrete pentru o societate în care se trăiește, nu doar se supraviețuiește. O societate în care bătrânețea nu e o povară, dar e o perioadă de liniște și bucurie alături de nepoți. O societate în care dizabilitatea nu e o sentință, dar doar o provocare care poate fi depășită. O societate în care banii nu determină șansele unui copil de a ieși din sărăcie, iar succesul lui depind doar de munca și talentul său. O societate în care cei care muncesc pot duce un trai decent, fără frica zilei de mâine. Noi pornim în acești 4 ani încrezători în rolul statului pentru a construi o asemenea societate solidară, echitabilă, unde toți cetățenii au șanse egale de a-și realiza pe deplin potențialul, iar cei care muncesc pot duce un trai decent. După 30 de ani de tranziție, noi am ajuns să fim un stat cu cel mai mare număr de mașini scumpe raportate la cap de locuitor. Lucrurile astea trebuie să înceteze. Și aici, statului revine o misiune deosebită și acele măsuri pe care le propune guvernul astăzi, noi le vom susține plenar. Și ele s-au născut anume din convingerea noastră că societatea noastră trebuie construită pornind de la aceste valori, solidaritate și echitate. De aici am considerat că este necesară necesară majorarea pensiei minime până la 2000 de lei. Pentru că cineva care a muncit o viață, a contribuit, nu poate să aibă o pensie mai mică decât minimul de existență. Asta e o chestie de bun simț,
E o chestie care pornește de la valorile în care noi credem. Exact așa, de asta susținem majorarea pensiei odată cu creșterea economică. Pentru că pe măsură ce țara asta devine mai bogată, de aceste venituri suplimentare trebuie să beneficieze inclusiv pensionarii care la o anumită etapă au pus umărul la construcția acestui stat. Și trebuie să vadă și ei ceva din acea creștere a produsului intern brut și să simtă și ei că viața lor devine mai ușoară. Anume, din acest motiv, am considerat că trebuie să urgentăm recalcularea pensiei pentru cei care au muncit după pensionare. Pentru că oamenii ăștia au continuat să contribuie. Ei au continuat să plătească contribuții sociale în bugetul de asigurări sociale. Și lor banii ăștia trebuie să li se întoarcă. Și de aici a apărut ideea urgentării acestui mecanism. Tot de aici a pornit și discuția despre majorarea salariului minim în sectorul public. Pentru că dacă cineva muncește 160 de ore pe lună, nu poate să fie plătit mai puțin decât îi trebuie ca să supraviețuiască. E o chestie elementară și de bun simț. Deci ceea ce o să regăsiți, o să regăsiți în programul nostru de protecție socială. Pornește de la valorile noastre. Și da, bineînțeles, că anumite lucruri o se întâmple un pic mai repede, unele un pic mai târziu, există și constrângeri financiare. Dar astea sunt lucrurile în care noi credem și noi spre ele o să mergem și o să le realizăm. Au mai fost actori politici parcursul anilor care au vorbit în cheie similară pe alocuri. Și pe alocuri sunt și măsuri care coincid. Problema e că au rămas numai cu vorba și niciodată nu le-au implementat. Pentru că erau strict declarative. Erau oameni milionari, deconectați de la necesitățile reale cetățenilor care povesteau despre protecție socială. Și de asta ei astăzi sunt mai puțini în această sală. Pentru că au fost doar cu vorbitul și mai puțin cu făcut. Noi o să ne ținem de valorile noastre, o să le realizăm și o să construim un stat mai solidar și mai echitabil pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Mersi. Vă mulțumim, domnule deputat, și ultima intervenție, luarea de cuvânt, domnul Păpșoi, din partea fracțiunii PAS. 7 minute, vă rog. Stimați colegi, colegi deputați, viitori miniștri, suntem astăzi aici grație votului istoric din 11 iulie, când cetățenii din țară și cei din diasporă s-au mobilizat în număr mare și au dat dovadă de o adevărată revoluție a bunului simț, o revoluție a moralității. Și e de datoria noastră acum să le livrăm o revoluție a bunei guvernări, a bunei administrări a treburilor publice. Din partea fracțiunii PAS, stimați colegi candidați la funcția de miniștri, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru sacrificiul de care dați dovadă astăzi, pentru faptul că renunțați la confortul personal, că vă puneți la bătaie sănătatea, confortul și liniștea familiilor, pentru a oferi o șansă miilor de familii din această țară, deznădăjduite, care și-au pus speranța în noi. Și spun asta nu pentru a cere îngăduință acestui guvern, dar pentru a vă solicita, stimați cetățeni, un credit de încredere și respect. Și mă adresez inclusiv opoziției, pentru că critica poate fi inclusiv constructivă și inclusiv oferită cu respect. Știu că este greu într-o țară precum Republica Moldova să ai respect pentru cei de la putere. Pentru că cei care ne-au guvernat în ultimii 30 de ani doar de respect nu s-au învrednicit. Dar au trecut acele vremuri. Au trecut vremurile de tristă faimă când votul oamenilor, încrederea alegătorilor, speranța și lacrimile bătrânilor singuratici erau tranzacționate
pentru o sacoșă cu calendar. Au trecut vremurile de tristă faimă când oligarhii, raiderii, spintecătorii de bănci făceau legea în Republica Moldova. Au trecut acele vremuri, stimați cetățeni. Au venit vremuri noi, grație dumneavoastră. Vremuri mai bune, dar în același timp trebuie să avem așteptări realiste. Acești stimați domni și doamne nu sunt magicieni. Lucrurile nu se vor schimba peste noapte. Dar pot să vă asigur că această nouă guvernare va fi bazată pe interesul național, nu influențe străine, pe interesul public, nu cel privat sau de grup. Va fi o guvernare pentru oameni, nu hoți și schemaci. Acest lucru nu este altceva decât o normalitate, un lucru firesc. Dar iată că pentru noi este o mare realizare. Aici s-a vorbit foarte mult despre necesitatea de a pune umărul. Eu însă vreau să fac apel la cetățenii Republicii Moldova să pună umărul nu doar la figurat, dar și la propriu, pentru că asanarea sistemului nostru economic depinde în mare parte de cât de repede vom reuși să ieșim din această pandemie și să pornim motoarele economice. De aceea fac apel la toți oamenii de bună credință, care din vari motive încă nu au reușit să se vaccineze, să facă acest lucru, pentru că, slavă Domnului, avem alegeri, o alegere bogată, avem vaccinuri de cea mai bună calitate, vaccinuri sigure, vaccinuri care sunt disponibile și de aceea e musai să valorificăm această unică șansă de a pune capăt acestei pandemii. Vreau să mă adresez și conaționalilor noștri vorbitori de limbă rusă. Dragii sograjdani, в этой парламентской гонке мы доказали, что мы можем быть сплочены, что те, кто пытались нас разделить по этническому, языковому, религиозному и другими признаками, потерпели поражение. Сейчас же сплоченность нужна как никогда. Сплоченность в поддержке этого правительства, профессионалов, честных людей. И да, надо подставить плечо, как в переносном, так и в прямом смысле. Имея в виду то, что можем побороть пандемию только через процесс вакцинации, нам надо всем как можно быстрее воспользоваться этим шансом. Pot să vă asigur, stimați colegi din viitorul guvern, că fracțiunea PAS este garanția că revoluția bunului simț de care au dat dovadă alegătorii în alegeri va continua. Cetățenii vor simți în scurt timp că lucrurile se schimbă și vor avea o mai mare siguranță în ziua de mâine. Astăzi facem un mare pas în această direcție. Să fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule deputat. Aici s-a epuizat lista celor care s-au înscris pentru luări de cuvânt. Conform cutumii, oferim cuvântul doamnei candidat la funcția de prim-ministru. Doamna Gavriliță, vă rog, la tribuna centrală. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, această echipă guvernamentală pe care o vedeți aici are sarcina de a transforma în realitate doleanțele și năzuințelor cetățenilor Republicii Moldova. În 4 ani trebuie să ne asigurăm că cetățenii au încredere în guvernul lor, că cetățenii au încredere că instituțiile statului lucrează pentru bunul public, pentru interesul cetățenilor. Ne dorim peste 4 ani să avem o țară prosperă, mai puternică, mai dreaptă, mai respectuoasă, cu cetățenii săi și mai dezvoltată.
vom lucra împreună în această echipă pentru ca să obținem aceste deziderate și vom lucra în aceste direcții cu onoare și cu demnitate. Chiar săptămâna viitoare vom avea primele ședințe de guvern și promitem să ne pornim cu dreptul și să pornim curățirea instituțiilor statului și numirea oamenilor onești, profesioniști, în funcțiile cheie ale guvernului. Știm ce avem de făcut, sarcina este clară, echipa e formată din oameni demni, oameni realizați în domeniile lor și care știu pe ce cale au pornit. Noi toți știm că nu va fi ușor, dar sunt sigură că ne vom isprăvi. Vom veni în Parlament cu legi bune pentru oameni și vom lucra împreună cu dumneavoastră pentru a le îmbunătăți, pentru a reflecta toate năzuințele, toate doleanțele poporului și împreună, în 4 ani de zile, sunt sigură că ne vom duce cu capul sus înapoi la alegător. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim. Acum de procedură. Domnul Litvinenko. Mulțumesc, domnul președinte. Noi avem calitatea de parlamentar și rugămintea este ca numărătorii să țină cont că aici sunt cel puțin 4 voturi. Mulțumesc. Nu cel puțin, dar atâta cât sunt. Și numărătorii știu de lucrul ăsta, au grijă că să numere și fără coeficiente. Vă rog, numărăm cât sunt. Vă mulțumesc pentru atenționare. Acum, cu permisiunea noastră, trecem la procedura de vot. Stimați colegi, supun votului cine este pentru investirea, votarea guvernului și componenții guvernului. Vă rog să votați. Numărătorii. Sectorul 1, 0. Sectorul 2. Sectorul 2, 34. Sectorul 3, 27. 61. Vă mulțumim frumos și felicitări. Felicităm guvernul, felicităm prim-ministru, miniștrii, felicităm țara că într-o perioadă foarte scurtă de timp am dat țării guvern, avem parlament, avem guvern, într-un ceas bun. Așadar, Republica Moldova are guvern învestit. Guvernul Nataliei Gavrilița a primit votul de încredere a 61 de deputați. Însă să nu uităm că până să fie învestit în totalitate, membrii Cabinetului de Miniștri trebuie să dea jurământul și în fața președintelui țării, Maia Sandu, ceea ce credem noi că se va întâmpla chiar astăzi. În continuare vreau să îl salut pe analistul economic Veceslav Ioniță. Domnule Ioniță, bună ziua, ne auziți? Bună ziua, sper că mă aud eu bine. Da, vă auziți foarte bine. Domnule Ioniță, vreau să vă întreb, în primul rând, iată, acum chiar câteva secunde, câteva minute urmă a fost votat guvernul Gavriliță. Ce așteptări aveți de la noul guvern și cum ați, dacă ați reușit să vedeți prestația Nataliei Gavriliță, cum a fost discursul acesteia, promisiunile făcute și cât de fezabile, cât de ambițioase vi se par obiectivele noului cabinet de miniștri? Deja care este opinia mea, mai puțin contează. Cetățenii noștri au niște așteptări extrem de mari, deci eu nu invidiez acest guvern, deoarece așteptările cetățenilor sunt fără precedent. Cât privește programul, am reușit să-l lecturez, mai mult ca atâta deja, Idis Viitorul, eu am făcut și o poziție publică acum la 12:30
7 lucruri prioritare. Cum să spun eu, este un program realist, dar trebuie să fie și mai ambițios. Am să dau câteva elemente. Spre exemplu, guvernul planifică să investească 4 miliarde și jumătate de lei în infrastructură. Da, acest lucru este real, noi trebuie să facem acest lucru, dar Moldova, în starea în care ne aflăm noi, decalajul care este dintre Moldova și restul țărilor este atât de grav că Republica Moldova are nevoie de cel puțin 6% din PIB pentru infrastructură. Lucrul acesta nu este posibil fără suportul extern. N-a fost posibil în țările din Estul Europei, nu va fi posibil și la noi. Deci Republica Moldova trebuie să aibă un program extrem de ambițios în investiții în infrastructură, mult mai mare decât s-a fixat acum guvernul, chiar dacă unii cred că e mare. Mult discutatul subiect pensiile. Toată lumea acum discută cu acei 2000 de lei pensii. Guvernul deja a adus o claritate că pensia va fi majorată în trimestrul 4 și respectiv și anul viitor. Sincer să fiu, suma de bani care va fi alocată este una substanțială. Trebuie să menționez că fondul de pensii la noi și așa este într-un deficit de mulți ani de zile. Aproape jumătate din necesarul acestui fond de pensii este plătit din bugetul de stat. 2 miliarde și jumătate de lei în plus la cele vreo 10 miliarde care deja sunt, este o sumă foarte importantă, dar cred că dacă a fost fixată aceasta ca o prioritate, ea poate fi realizată. Nu văd aici probleme să nu fie realizat. Dar din ceea ce am mai văzut acolo, sunt multe, noi am fixat mai multe lucruri, din tot ce și-a propus guvernul, sunt niște măsuri, chiar dacă de multe ori par extrem de ambițioase, ele sunt prudente. Eu aș numi programul guvernului unul prudent, unul făcut cu mare acuratețe, în ce sensul? Fără promisiuni foarte mari ca să nu fie nevoit să roșească peste o an de zile când nu realizează, eu cred că el este realizabil, mai mult că atâta cred că trebuie să fie și mai ambițios decât ce-au formulat ei. Da, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru pe care l-am întrebat și pe ceilalți analiști politici, pentru că chiar ieri deja fostul premier interimar Aureliu Ciocoi a declarat că banii în fondul de intervenție nu mai există, întrucât au fost luați pentru a achita indemnizațiile pentru familiile cadrelor medicale decedate. Și mai mult, acesta a declarat că potrivit legii bugetului de stat pentru anul curent sunt prevăzute venituri bănești din fonduri externe lunile septembrie-octombrie, care în această situație a guvernului interimar care a fost până acum, acești bani nu au fost recepționați. Deci avem un buget destul de auster și vreau să vă întreb, cum credeți că va face față guvernul Gavriliță în aceste condiții de criză? Așa și este. Așa și este. Mie mi-amintește anul 2009, când atunci când a venit la guvernare, bugetul avea o gaură de 8 miliarde de lei, ceea ce este mai mult comparabil decât acum. Nu erau bani, eram într-o izolare totală externă. Noi am reușit în regim rapid să deblocăm relațiile. Primul partener a fost Fondul Monetar Internațional. Acum guvernul are două aturi față de noi în 2009. În primul rând, avem un context internațional favorabil. În general, Fondul Monetar în prezent are programe de sprijin pentru toate țările, inclusiv Republica Moldova. Au sprijinit peste 120 de țări. Mulțumit acestui sprijin, noi am primit anul trecut 234 de milioane de dolari, ceea ce ne-a permis să acoperim minimul de necesități sociale. Dacă nu era Fondul Monetar Internațional, anul trecut noi nu plăteam pensii și salarii. Deci Fondul Monetar ne-a salvat pe noi. Anul acesta Fondul Monetar deja s-a declarat disponibilitatea de a oferi Republicii Moldova peste 500 de milioane de dolari. Eu cred că Republica Moldova destul de rapid ar putea accesa acești bani de la Fondul Monetar, deoarece suntem într-o perioadă de criză și avem necesitatea. Doi, în prezent avem un context internațional favorabil, deoarece noua guvernare transmite semnale clare că dorește să rea relațiile cu partenerii externi. Eu cred că vom fi asistați atât de Comisia Europeană, care ne oferă bani pentru deficitul bugetar, cât și de către partenerii bilaterali. Eu bănuiesc că, în realitate, banii în conturile Moldovei vor intra cel mai târziu în luna octombrie.
Da, vreau să vă întreb cum vi se pare noua garnitură guvernamentală și dacă va reuși aceasta să ajungă la așteptările cetățenilor. E bine sau nu faptul că vom avea mai multe ministere și vom avea mai mulți viceprim-ministri? Eu aici nu aș, cred că se exagerează puțin cu discuțiile acestea, mai multe ministeri, mai mulți viceprim-ministri, că numărul de persoane nu e atât de grav. Noi avem număr de birocrați foarte mare și aș lupta cu debirocratizarea țării. Vă dau un exemplu, dacă noi am avut cândva 450 de acte permisive și le-am redus la 150, dacă au dispărut 300 de acte, unde au dispărut birocrații? Tot au rămas la lucru. Și ei trebuiau concediați, că nu avem nevoie de ei. Numărul de birocrați în structurile desconcentrate s-au dublat, l-au portat la numărul populației. Dacă înainte erau 8 la 1000 de oameni, acum 16. Deci noi aici trebuie să rezolvăm problema și trebuie să optimizăm structura administrativă. Nu m-aș lega cu ministerii, n-am o problemă. Cât privește cu ministrii, pe 4 îi cunosc personal și pot să-i apreciez ca calificare înaltă. Nu voi da nume ca să nu, pe ceilalți nu îi ofensez cumva. Despre 2 am auzit de la prieteni în care am încredere că toți sunt buni, pe restul nu-i cunosc. Deci ei sunt, mulți de ei sunt persoane necunoscute, dar sper foarte mult că au fost selectați corect. Dar cel puțin 4 eu știu personal și consider că sunt buni. Iar această funcție de viceprim-ministru pentru digitalizare este o noutate, o premieră pentru Republica Moldova. Cum credeți că va reuși acest lucru să impulsioneze digitalizarea în țara noastră? Două lucruri sunt. Eu foarte mult îmi doresc, vedeți acum la noi deja s-a simplificat procedura, nu mai trebuie să umble cu hârtii. În 2010, când am venit în Parlament să votăm prima dată alocarea banilor pentru digitalizare, am informat deputații că la noi redundanța sau repetarea datelor. Agenții economici trebuiau să dea date dublate de 3 ori. Aceeași cifră s-o prezintă la diferite instituții de 3 ori. În prezent, la noi, practic, s-au anulat actele dintr-o direcție în alta. Și doi, un lucru extrem de important despre care noi nu discutăm, anul trecut Republica Moldova, cel mai mare domeniu de export a serviciilor, au fost serviciile IT. 260 de milioane, aproape 260 de milioane de dolari am obținut pe exportul de servicii IT. Ca să vă creați o impresie despre ce vorbim noi, asta este de două ori mai mult decât exportul de vinuri moldovenești. Deci munca intelectuală a tinerilor noștri, oameni deștepți, am ajuns să fie cea mai mare ramură de export a serviciilor. Noi în acest domeniu avem un potențial de creștere enorm. Deci eu sper foarte mult că viceprim-ministru s-a dat această funcție, vă explica pentru mult ce înseamnă lucrul acesta de viceprim-ministru și nu ministru, dumnealui este responsabil și va cura 3-4 ministeri. El va avea puterea să influențeze deciziile nu doar la un singur minister, cum este Ministerul Infrastructurii, dar cel puțin la Ministerul Infrastructurii, Ministerul Bănuiesc, Ministerul Economiei și încă unul din ministeri, cel puțin la 2-3 ministeri, astfel încât la noi procesul de digitalizare în țară să avanseze și mai rapid. Aș vrea să copiem experiența Estoniei, să devenim și noi ca Estonia, unde totul este digitalizat, inclusiv votul este digitalizat și nu mai are nevoie cetățeanul nostru din diasporă să-și piardă sute de euro ca să-și exprime intenția de vot, dar o poate face de la distanță. Și cel mai important, ramura de IT sau serviciile care din domeniul digital, ca să spunem așa cum ați pronunțat și dumneavoastră, este și urmează să fie cea mai mare ramură de export a Republicii Moldova. 260 de milioane de dolari am avut anul trecut, anul acesta cred că ușor ne apropiem de 300, chiar depășim 300 de milioane de dolari exportul. Apropo, în cadrul cuvântului de final avut de Natalia Gavrilița, aceasta a declarat că săptămâna viitoare vor avea loc primele ședințe de guvern și în care va fi pornit procesul de curățare a instituțiilor statului și numirea în funcție a unor oameni onești. Totodată, anterior, zilele trecute, Natalia Gavrilița a declarat la postul nostru de televiziune că primele schimbări vor începe de la guvern, mai exact de la secretarii de stat. Deci vorbim aici despre un întreg sistem, despre un întreg mecanism. Cât de repede credeți că ar putea surveni aceste schimbări? Pentru că dumneavoastră spune că își dorește ca aceste modificări să fie făcute în perioada imediat următoare. Haideți să începem la ceea că la noi, la CNI, da, Centrul Național de Integritate, raportează undeva 20 ceva de mii de conducători.
Deci 25.000 de conducători, faceți-o și dumneavoastră planificare cât de greu și cât de rapid îi pot schimba. Unii din ei trebuiau schimbați încă de prin 2010 și nu s-au schimbat. Aici trebuie să fim foarte prudenți. Pe de o parte, într-adevăr, avem nevoie de o reînnoire și îmbunătățire a actului de guvernare, dar să nu uităm că sunt foarte multe lume care nu au avut nimic cu procesele politice, cu partidele politice și sunt foarte buni specialiști acolo unde sunt eu. Vă dau exemplu, când am fost deputat în Comisia Economiei, Buget și Finanță, toți consilierii din comisie pe care erau când am venit, toți au rămas, deoarece eu îi cunoșteam ca profesioniști cu mult înainte de a veni eu, toți au rămas după ce am plecat eu, toți sunt la ziua de astăzi angajați. Deci ăștia sunt profesioniști care n-au absolut nimic cu partidele politice. De aceea cred că se va face foarte clar o discernământ și se va face foarte clar delimitarea dintre politic și profesionist. Cu secretarii de stat, aici avem o problemă. Însuși instituția secretarului de stat a fost văzută ca o structură profesionistă. Ce înseamnă lucrul acesta? Că ei trebuiau să fie deasupra politicului, să fie selectați pe criterii profesioniste. Din păcate, nu a fost întotdeauna corect. Mi-aș dori ca cel puțin acum să fie aleși nu politic, dar profesionist. Miniștrii trebuie să fie numiți politic. Secretarii de stat trebuie să fie un corp neschimbat. Să lucreze în minister 10, 20, 30 de ani, astfel încât să crească calitatea guvernării. Aș vrea să ne oprim puțin la câteva dintre obiectivele și indicatorii de performanță menționați în programul de guvernare al Nataliei Gavrilița. Vorbeați și dumneavoastră despre această majorare a pensiei minime până la 2000 de lei, adică până la sfârșitul acestui an, de asigurarea unui volum anual de investiții publice de până la 4,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea infrastructurii, apă și canalizare, 2 miliarde de lei pentru modernizarea și diversificarea economiei statelor. Cât de realizabile vi se par aceste obiective, domnule Ioniță? 4 miliarde și jumătate de lei sună mult, dar este de două ori mai puțin decât minim avem noi necesar. Deci Republica Moldova se află într-o gaură de dezvoltare de 30 de ani. La noi nu s-a investit în drumuri, nu s-a investit în infrastructură, nu s-a investit în nimic. Satele noastre, oameni fug din sate, deci vă explic din ce cauză. Investițiile pe cap de locuitor într-un sat sunt de 10-20 de ori mai mici decât în municipiul Chișinău. Oameni simt lucrul acesta, din acest motiv noi avem nevoie de un program de relansare. Țările care au parcurs această cale ca noi în ajunul aderărilor la Uniunea Europeană au calculat că au nevoie de 6% din PIB pentru 10 ani de zile ca să aducă infrastructura la minimul necesar. 6% din PIB pentru Moldova înseamnă 12 miliarde de lei anual. Deci trebuie să avem un program mult mai ambițios și Republica Moldova, fără investiții în infrastructura publică, nu are nicio șansă de dezvoltare. Vă dau o cifră. Un agent economic care construiește o fabrică în Moldova, din cauza lipsei de infrastructură, trebuie să investească cu 30% mai mult decât un agent economic care investește în altă țară din regiune unde există drumuri, apă, canalizare, conexiuni la energie electrică și la alte utilități. Vreau să vă întreb încă, domnule Ioniță, în finalul acestei ședințe a Parlamentului au ținut discursuri, luări de cuvânt și inclusiv membrii opoziției, Partidul Șor, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Aceștia au declarat că promisiuni sunt multe, dar programul de guvernare nu ar fi unul complex. De altă parte, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au îndemnat opoziția să vină cu critici constructive și au repetat în nenumărate rânduri să pună și ei umărul la schimbare. Cum vedeți această conlucrare sau cum vedeți prestația opoziției în continuare? Eu întotdeauna am considerat și continuu să cred că o guvernare bună în țară înseamnă suma opoziției și guvernării. Deci, independență de prestația opoziției, o opoziție bună înseamnă o guvernare bună. Eu aș vrea ca opoziția nu pur și simplu să iasă cu populisme și cu declarații goale, dar să vină inclusiv cu penalizări în privința guvernării când greșește, să vină cu critici duri. Aceasta este în beneficiul nostru a tuturor, deoarece o opoziție bună înseamnă o guvernare și mai bună. Deci eu mi-aș dori ca Republica Moldova să aibă un act al guvernării ideal, dar un bun, iar un act al guvernării bun înseamnă
când lucrează și guvernarea și opoziția. Da, ziceați și dumneavoastră, ziceam și eu anterior, că mai mulți membri ai cabinetului de miniștri cumva nu au fost în spațiul public sau în spațiul din arena politică până acum, sunt relativ noi. Credeți că vor face față, au o experiență bogată în spate, dar din punct de vedere politic vor putea face față provocărilor din următoarea perioadă? Cred că cea mai mare provocare a lor este rezistența aparatului birocratic. Deja vă poate spune din experiența proprie președintele actual al țării câtă rezistență a avut când a fost 5 luni de zile prim-ministru. Unica diferență acum față de data trecută este că există o majoritate confortabilă în Parlament și există o îngrijorare a birocraților că de data aceasta pe ei poate să coaste funcția. Deci tot ce va fi cea mai mare provocare va fi sabotajul în interiorul ministerilor, va fi sabotajul în interiorul instituțiilor și va fi nedorința oamenilor care sunt conectați la diferite scheme corupte și care le asigură lor o bunăstare ilegală să se dezică de acest confort care aleau ei. De aceea, guvernarea trebuie să fie foarte, foarte exact în ceea ce face și să fie foarte prudentă la sfaturile prietenilor în ghilimele. Deci vor avea foarte multe provocări cu proiecte de lege, cum a fost acela cu piața produselor petroliere, pe care ei l-au crezut ca de bun, deci sincer au crezut că rezolvă probleme, dar de fapt era o făcătură în favoarea unor jucători de pe piață. Deci ei trebuie să fie foarte prudenți, să aibă sistemul lor de filtrare într-așa o măsură în care să nu se lasă ademeniți în diferite situații neplăcute, care nu au nimic cu ei, dar din sinceritatea lor și din dorința lor de a face bine, mulți profită de această sinceritate și vin cu lucruri urâte. Deci asta va fi cea mai mare provocare. Totodată, deputații PAS spuneau că prioritatea numărul 1 al guvernului Gavriliță va fi demararea reformei justiției și pachetul anticorupție. Deci să presupunem că în jurul acestei priorități își va axa politicile, reformele, guvernul Gavriliță. Credeți că este corectă această abordare, ținând cont că sunt și alte provocări din domeniul economiei, provocări de ordin social, care ar trebui luate în considerație, domnule Ionici? Scurt pe doi. Prioritatea numărul unu este justiția, am spus-o astăzi deja și o repet a doua oară. Lipsa de investiții, sărăcie cetățenilor, fuga oamenilor din țară, nedorința oamenilor de a face afaceri în țară, plecarea oamenilor cu venituri, noi am numit a doilea val de migrație, că au plecat nu oameni săraci, dar au plecat oameni care și-au vândut casă, mașini, afaceri, este strict determinat de actul justiției. Sper foarte mult că Republica Moldova va fi justiție așa cum ne dorim noi și cel mai important lucru, am sugerat-o astăzi într-o intervenție publică și o repet încă o dată. Noi trebuie să asigurăm mediul de afaceri ca să nu-i băgăm pe toți pe mâna justiției. Sunt foarte multe instrumente extrajudiciare și cred că oamenii de afaceri noi trebuie să consolidăm cadrul legal prin care oamenii de afaceri își rezolvă disputele lor prin mediere, este așa un instrument, prin arbitraj, astfel încât să evităm justiția care, chiar dacă o reformăm, încă mulți ani de zile ea va fi coruptă, va fi cu probleme și va fi și necalitativă, chiar dacă rug corupția, dar dacă el necalificat, dacă el are o calificare proastă și îți ia o decizie proastă, nu din cauza că e corupt, dar din cauza că nu are capacitate intelectuală să ia o decizie bună, ce mă încălzește pe mine că el nu e corupt, dar nu al duce capul să ia o decizie bună. Deci noi, pe lângă reformarea justiției, un pas enorm care trebuie să-l facem este dezvoltarea instrumentelor extrajudiciare, să fie rezolvate cazurile în afară sistemului judecătoresc. Aș vrea să ne oprim puțin și la domeniul agriculturii, pentru că este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare din Republica Moldova. Dacă anul trecut am avut secetă severă, în acest an precipitațiile abundente, grindina le-au dat mari bătăi de cap agricultorilor, presupunem că și condițiile meteo de astăzi vor avea consecințe asupra agriculturii. Cum vedeți aceste priorități stipulate în programul de guvernare al doamnei Gavrilița în ceea ce privește ajutorarea fermierilor năpăstuiți? Haideți să începem de la ceea că agricultura anul trecut a suferit cea mai mare cădere din toată istoria sa, deci n-am avut așa cădere niciodată. La noi mai mult de jumătate din exporturile noastre sunt exporturi de producție agricolă sau de producție prelucrată din agricultură. 60% din oamenii care lucrează în sectorul real a economiei în sate sunt antrenați în agricultură. Deci asta e o problemă nu doar economică, dar și socială.
Acum, cum rezolvăm noi? Noi avem un exemplu pozitiv. Vă aduceți aminte că în Republica Moldova până în 2010 nu erau frigidiere pensate și producția noastră strica, iar primăvară noi importam totul. În prezent, noi deja ne-am deprins și nu vedem ca ceva deosebit. Primăvară să mănânci struguri din Moldova cu 5 lei kilogram. Datorită unor două lucruri s-au făcut. S-a anulat această normă legală ca schimb destinația terenului, care dura 2-3 ani de zile și trebuia să plătești zeci de mii de euro mită ca să-ți poți schimba terenul. Acum nu trebuie absolut nimic. Vrei, construiești deodată. Și s-au dat subvenții în agricultură și noi am creat o rețea de 700 de frigidiere prin întreaga țară. Acum trebuie să găsim polurile noastre de dezvoltare în agricultură și eu o numesc agricultura cu valoare adăugată înaltă. Noi am crescut foarte bine la exportul de miere de albini, de la $1 milion la 15 milioane. Gata, ne-am plafonat, mai departe nu creștem. Pomoșoară care nu exporta, am crescut. Trebuie aici să vedem. Suntem vulnerabili pe anumite piețe. Spre exemplu, mierele la noi se exportă într-o singură țară, ceea ce este greu de supraviețuit, deoarece dacă ai o problemă cu țara respectivă, toți s-au de pierdut. Sunt foarte multe provocări, dar eu aș merge pe programe de susținere a agriculturii cu valoare adăugată înaltă, care ne poate asigura un potențial de export enorm. Domnule Ioniță, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și vă mai așteptăm cu mare drag să mai reveniți în cadrul edițiilor noastre speciale cu necomentarii. Toate bune! Vă mulțumesc și eu! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția specială de astăzi, așadar Republica Moldova are un guvern în frunte cu Natalia Gavrilița, 13 ministere și 4 viceprim-ministri. Aceștia urmează în scurt timp să dea jurământul în fața președintelui țării Maia Sandu, iar Moldova 1 va transmite în direct și această procedură. Până atunci însă eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Toate bune! Acest program poate fi vizionat de copiii sub 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familie.